Unitățile de învățământ din Târgu Neamț și împrejurimi au primit zilele trecute un ajutor din partea fundației olandeze Friesland, fundație care sprijină cu donații orașul de mulți ani. Astfel, școlile din Târgu Neamț au primit 800 de seturi formate din bănci, scaune și catedre ca donație de la unitățile de învățământ din Olanda. Cu toate că mobilierul este folosit, acesta se află într-o stare mult mai bună decât cele pe care le folosesc în prezent. Unul dintre motivele pentru care ne-am gândit astăzi este un gest destul de apreciat a domnului Ungureanu și a prietenilor noștri din Olanda, care în ajun de Crăciun a trimis două transporturi de mobilier școlar la școlile din Târgu Neamț. Am luat legătura cu fiecare director de școală din Târgu Neamț. La rândul lor, directorii au făcut necesar și în baza adresei care au întocmit-o dumnealor, noi am distribuit aceste bunuri. Cine n-a solicitat, nu a primit. Mobilierul a fost transportat cu ajutorul a două tiruri, iar cele mai multe seturi de bănci și scaune le-au primit instituțiile școlare din cadrul orașului, celelalte fiind distribuite școlilor din satele și comunele învecinate. Reprezentanții fundației olandeze își propun să mai trimită și în viitor ajutoare agricole, ajutoare pentru școli, deoarece unitățile de învățământ din oraș au solicitat acest lucru, dar și pentru spital, creșe și grădinițe. După cum a afirmat și domnul primar, în ajunul Crăciunului au sosit de la Fundația Friesland Moldova din orașul Tocum din Olanda două transporturi cu mobilier școlar, deci două tiruri cu mobilier școlar, unde s-au adus aproximativ 800 de seturi de bănci și scaune pentru elevi, în primul rând pentru școli din orașul Târgu Neamț și câteva comune limitrofii orașului Târgu Neamț. Aceste două transporturi s-au dorit a fi din partea Fundației Friesland Moldova din Tocum, un cadou de Moș Crăciun pentru școlile din Târgu Neamț și comunele învecinate. Noi, zilele trecute, respectiv ieri și alaltieri, am făcut repartiția a aproximativ 450 de seturi de școlare pentru școlile din Târgu Neamț. Aici mă refer la mese, scaune și birouri, respectiv catedre. Și urmează ca zilele astăzi și mâine să terminăm distribuirea lor pentru școlile din comunele învecinate. Scopul fundației noastre este de acela de a ajuta cu cei din Olanda ne trimit și pot face rost acolo pentru a acoperi unele nevoi ale noastre, respectiv și pentru Spitalul Târgu Neamț s-au adus multe ajutoare pentru Fundația Omenia, pentru Sfânta Teodora. Fundația olandeză Friesland a mai donat și în trecut ajutoarea acestor instituții, care o constată în jucării, mobilier, aparatură medicală.